Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Confesiuni. Astăzi, într-o zi dedicată teatrului, vă prezentăm un actor care a debutat de mult la Timișoara, apoi la Ploiești, l-am văzut și la Teatrul Mic și îl vedem acum într-un spectacol al Teatrului Național, despre care sigur ne va povesti. Este profesor doctor la Catedra de Arta Actorului a Universității Hiperion și sunt sigură că ne va și recita, pentru că o face ca nimeni altul, interpretând și recreând versurile. La Confesiuni, Eusebiu Ștefănescu. Bună ziua și bine ați venit! Mă bucur mult că ați venit! Mă bucur și eu de această întâlnire. Și sper să avem ocazia să vă auzim nu numai confesându-vă, ci și recitând. Vă rog! confesiunarond.tvr.ro este adresa de e-mail la care continuați, vă rog să ne scrieți, pentru că într-adevăr am citit în aceste zile libere câteva cuvinte de la voi, ne-au ajutat foarte mult în ceea ce vom realiza săptămânile viitoare, adică întâlniri cu cei pe care dumneavoastră vreți să-i vedeți. Așa cum a fost și cazul domnului Eusebiu Ștefănescu, mulțumim că ați venit, că ați acceptat întâlnirea noastră. Și întâlnirea cu telespectatorii. Mă bucur de întâlnirea cu dumneavoastră și cu telespectatorii. Am să încep prin a vă provoca puțin la o amintire legată de teatru. Pentru că teatru a fost prima iubire până la urmă. Vă rog, da. La teatru din Timișoara, dar nu neapărat acolo. Poate la teatru din Ploiești, unde știu că a stat foarte mulți ani, aproape 20, nu? Am stat mai mult de 16 ani. E partea cea mai luminată a carierei mele. De ce? Pentru că orașul m-a primit foarte cald. Am avut acolo niște colegi senzaționali care erau adevărate personaje ale orașului. Și am să încep cu Aristide Teică, cu Lupu Busnea. Mai erau Margareta Pugonat, Zefi Alșec. Acolo l-am întâlnit pe Mihai Ispirescu, care mi-a devenit prieten pentru toată viața. Și acolo am făcut carieră cinematografică, pentru că aveam un director extraordinar, un coleg, Corneliu Revent, care mă îndemna să mă duc cât mai des la orice chemare, la film sau la televiziune. Și tot acolo, tot în acea perioadă, ați făcut naveta, practic, București-Ploiești. Da. Și la un moment dat dormeați și în teatru, e adevărat ce am citit? Da, e adevărat. În primul rând că o parte a vieții mele am trăit-o în teatru. De ce? Pentru că nu aveam casă la Ploiești. Mi-au dat o cabină pe care am utilat-o ca pe o garsonieră, așa, în care rămâneau peste noapte și alți colegi. Dar când eram singur, îmi plăcea să mă duc pe scenă. Asta e miraculos, să stai într-un teatru. Și aprindeam toate luminile. Singur? Singur pe scenă. Asta e experiență deosebită. Mai ales când am jucat rolul lui Ivanov, de Cehov. Și aveam probleme cu rolul. Însă aveam tirade, multe monologe, dar eram surprinzător la repetiții că știam primul textul, dar nimeni nu știa că eu noaptea până spre dimineață aprindeam luminile în teatru și repetam. Eram și mai inspirat din cauza asta, pentru că sentimentul ăsta că trăiești și respiri într-un teatru și ești într-un fel stăpânul lui pentru momentele astea, cât eram singur acolo pe scenă. Și interpretați în acea perioadă și foarte multe roluri principale, practic roluri grele. Da, și uite cum aveați ocazia să le repetați singur. Da, a fost o șansă mea până la urmă, da, recunosc. Ați pomenit deja de o întâlnire specială pe care ați avut-o și am să vă provoc de-a lungul discuției noastre să mai vorbim despre întâlnirile deosebite care v-au marcat cariera, da, și de ce nu viața. Se poate spune așa, da, că am avut întâlniri admirabile. Începând cu Ștefan Augustin Doinaș și Ovidiu Cotru și la Timișoara, după aia când a venit la Ploiești m-am întâlnit cu Nichita Stănescu și uite, trebuie să ne recitați la un moment dat și din păi Nichita, da, Stănescu. Asta a fost șansa, una din șansele vieții mele,
să mă întâlnesc cu fel de fel de personalități. M-am împrietenit cu Marcel Anghelescu la Ploiești. Marcel Anghelescu, care era din altă generație, era artist al poporului și îmi frecventa casa de la Câmpina, unde stăteau părinții mei, și fiind apropiat de vârsta lor, tata era inginer interbelic, așa, și îl apucase de la debut pe Marcel Anghelescu. S-au împrietenit și ei, noi am rămas prieteni până la capăt. Ce să vă spun, de-aia am numit această perioadă o perioadă luminată a carierei mele, pentru că și acum sunt prieten cu nenumărați, cu fiul părintelui Galeriu, cu care am făcut Nopți Albe împreună cu Nichita și cu Sorin Dumitrescu. Trebuie să ne recitați din Nichita, îl pomeniți de foarte multe ori, cum este și normal, pentru că ați spus la un moment dat foarte frumos că ați avut o revelație atunci când v-ați întâlnit cu Nichita, pentru că este mai spectaculos decât poezia lui. Am spus asta, dar... știți că s-a făcut de rece în sala de la Ploiești, unde îl comemoram pe Nichita, în fiecare an se face un festival acolo, internațional, Nichita Stănescu de poezie, și mi-am început discursul așa: dacă îmi pare rău de ceva petrecut în timpul, este faptul că l-am cunoscut personal pe Nichita Stănescu. Toți au rămas perplexi. Cum să vă pară rău? Cum să se pară rău de asta? Am lăsat liniștea creată și am adăugat. Pentru că Nichita era mai spectaculos decât poezia lui. Era, de fapt, chiar poezia lui adusă din starea de nenăscut la lumină. Vă propun acum să vedeți câteva imagini cu dumneavoastră jucând teatru. Interesant. Cum m-a surprins? Ești cu cele mai mari perspective. Nu prea par convins. Tu știi, închizi ochii și gata. Furnicar de laboratoare, mii de combinate, eventual și un reactor atomic. Nu eventual, ci sigur. Uite și e, scumpul meu, eu apreciez entuziasmul tău, dar hai să fim realiști. Suntem puțin analfabeți și agrari. În minuni eu nu cred. Acum ne întâlnim din nou. Tot ca să luptăm. Dar împreună. Împotriva celor care ar vrea să ne ucidem din nou. În loc să ne privim cu ură, n-ar fi mai bine să ne spunem prietene? În loc să îndreptăm țevile armelor unii împotriva altora, n-ar fi mai bine să simțim căldura umerilor noștri alături? Am auzit că urmează liținul Leafa. Așa mi-au zis. Poate n-am auzit eu bine. Ai auzit bine, Sandule, dar nu eu ți-am reținut o brigadă. Dar dispoziția eu am dat. Dar e Leafa mea. E munca ta, Sandule, știu. Ai dreptate. Ți-am plătit cantina, căminul, ți-am cumpărat o pătură, îți luăm și haine. Aici, pentru o perioadă, noi suntem și mamă și tată. Toți am trecut prin asta. Primești 200 de lei să ai duminica de o bere, de un film, de o prăjitură, restul pe carnet de economii. Aici trebuie. Sandule, sindicat avem, organizație de tineret este, organizație de partid de asemenea, avem și conducere, mers și reclamă. Ministrule, omul ăsta trebuie să iasă din învățământ, mă înțelegi? Dacă tu nu poți să faci asta, găsesc eu oameni care să poată. E clar? E clar, dar lasă-mă să mă gândesc, să găsesc soluții. N-am timp! Am o idee. Bună. Uite, dacă Andronic are mâine lecție la facultate... Are. De unde știi? M-am informat. Ei bine, nu o să țină. De ce? Nu o să țină pentru că nu o să-l lasă. O să fie scandal în sala mea, oamenii mei. Așa. Vociferări și oierături la nevoie, pognete. Așa, și. În fața acestei situații, ministerul va fi nevoit să intervină. Să deschidă o anchetă, să ia măsuri, nu? Așa, ai dreptate. Ministerul nu poate tolera. Ai dreptate, nu poate. Telefon, dispoziții urgente și gata. Ministrele, îmi place. Pane Grigusă, întotdeauna omul dumitale. Printre întâlnirile deosebite și cea cu George Constantin. Sigur că da. Am și, aș putea spune, am participat ca spectator la câteva filme, pentru că deveneai spectator în timp ce jucam cu George Constantin. Eram nevoit, mă transformam în spectator, pentru că mă concentram să fur ceva din arta lui, din acest senzațional abordare
a realității. Altă realitate pe care el o propune. Era un actor bântuit de geniu. Ați povestit foarte multe în această carte, Arhivarul clipei, o carte de rememorări, de amintiri filtrate prin afinamentul limbajului elegant, plin de nume ilustre care strălucesc și își sună celebritatea. Am citat din Mircea Micu în deschiderea acestei cărți. Ce v-a făcut să scrieți a doua carte? Pentru că știu că sunteți la a doua publicație. Da. Prima carte a fost o carte mai mult de eseuri. Și vorbeam acolo despre retorica limbajului scenic. Dar aceste întâmplări, gânduri amintiri, sunt adunate dintr-o permanentă risipire. Eu mi-am trăit viața la cald întotdeauna, dar am sentimentul acum că de fapt viața m-a trăit pe mine. Aveam atunci sentimentul când pierdeam nopți, dar nu cu oricine. Cu Nichita, cum vă spuneam, cu Rodion Galeriu câteodată și cu părintele Galeriu, cu Petrache Țuțea, cum îi ziceam noi. Da, atunci aveam sentimentul că îmi pierd timpul. Pentru că a doua zi aveam repetiție, eram puțin obosit la repetiție. Dar mi-am dat seama că a fost un câștig imens. Că de acolo, uite, s-au adunat atâtea clipe trăite și, până la urmă, arhivate în sufletul meu, în memoria mea de suflet, ca într-o arhivă, într-adevăr, le-am pus acolo și acum, uite, mă hrănesc din ele și aș fi bucuros dacă și alții... Iubitorii de teatru și de chiar film. Chiar cei care... Sunt foarte mulți acolo care trăiesc. Sunt prietenii mei, uite, Ion Besoiu acolo, care trăiește ca personaj și pe care mi-am permis în timpul vieții să nu se limit. Că la un moment dat el mi-a reproșat, a zis, tu ai câștigat bani frumoși prin aceste imitații, ar trebui să-mi dai tantieme. Și i-am spus, Ioane, nu, pentru că eu am creat un personaj cum e Păcală la Olteni, tu ești Ion Besoiu la actori, ești un personaj extraordinar, cu un haz debordant. Tu în viața de toate zile nu poți să ai acest haz, pentru că eu l-am decantat în paginile astea. Dar spuneți-ne, care e povestea cu Ion Besoiu și dumneavoastră la un restaurant când toată lumea a comandat pește? Da, 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 da. Sau păi, friptură? Da, nu, da, da, pește. Într-adevăr, așa a fost, era o masă de pește. Eu făcusem invitația, că aveam un prieten, Valentin, mi-aduc aminte, la Venus, care avea o cârciumă specială, axată pe pește. Și erau mai mulți invitați actori. Ei bine, singurul care n-a mâncat pește era Ion Besoiu, dar care dădea lecții. Îi spunea lui Michișor, adică soției lui de atunci, îi spunea, Michișor, uite cum se procedează să ia pește. Așa. Și la un moment dat l-am întrebat, zic, Ioane, nu se poate, tu de ce ai comandat friptură de vacă când noi toți am venit aici la restaurant și am comandat pește prăjit sau saramură? La care el zice, dragă Eusebiu, mie niciodată nu mi-a plăcut să cânt în cor. Eusebiu Ștepănescu cu vocea lui Ion Besoiu. Vă invit acum să urmăriți din arhiva televiziunii o secvență dintr-un film despre care vom avea apoi ocazia să vorbim. M-a surprins, știți, cu... Te ascunzi? Ce cauți aici? Mă vânezi? Nu știi cine sunt? Ai vrut să faci din mine o pradă. De un iepure ți-a fost milă, dar de noi doi nu. De cine? De la Copenhaga. Unde ai de gând să-l mai trimiți? Pe cine? Nu știai? Pe Albert. Ce vrei să spui? Ai manevrat totul. L-ai îndepărtat ca să rămân singură. L-ai trimis din port în port tot mai departe. Albert? N-am știut. N-am bănuit. Ce simți închipui despre mine? Cum te-ai gândit că aș fi în stare să leg soarta unui om de o... De o ce? De o slăbiciune a mea. Slăbiciune? De o nevoie a mea. A ființei mele. Nu trebuia să-l îndepărtezi. Da, eu l-am trimis.
Dar n-am știut că existi. Și era dorința lui. Rațiunea existenței lui. Și s-ar fi dus chiar dacă ar fi fost convins că pierde tot ce a lăsat. Nu știam că existi. Unde-i câinele? Am fost în îngrop. De ce ați spus că v-am surprins? Păi m-a surprins în primul rând cu secvențele din teatru. Am văzut că de una nici nu v-ați amintit. Da, am avut nevoie să-mi suflați titlul filmului, pentru că era oaspete de la miezul nopții. L-am făcut cu Sergiu Tudose și cu Cozorici, cu Ghiță Cozorici, cu care iar am fost prieten. Și am cu el amintiri extraordinare, extraordinare. M-a surprins pentru că nu s-a mai dat. Nu știu din ce motive. S-a dat o singură dată, la premieră. Eu... Vă referiți acum la film, la Maria și Mare? Nu, la film, la Maria și Mare se dă, se dă foarte des. Chiar prietenii mei au început să se amuze că apare atât de des filmul ăsta, zice, domne, e... Dar erați foarte tânăr, nu? Prin 80 și ceva, câți ani aveați atunci? Nu, nu e chiar așa de mult. Era prin 89, cred. 88-89. Maia? Maia era aproape de debut. Nu pot să zic că era la debutul ei, dar într-un rol de protagonistă, cred că era debutant într-un rol mare, în Maria și Marea. Și am avut și un operator extraordinar cu care m-am împrietenit de atunci, Vivi Drăgan Vasile. Și am și de aici niște amintiri senzaționale de la filmările cu Maria și Marea. Da. Una dintre ele ne-o împărtășit și nouă? Păi, când o să vină vorba de film... Păi, a venit vorba de film. Ce să vă spun? Acolo era frumos că totul se întâmpla la mare. Erau mese nesfârșite, tot așa, de pește pe pontoane. Mircea Mureșan era foarte relaxat și prietenos. Regizorul filmului. Da. Și... Ce înseamnă pentru un actor toate aceste amintiri? Vă face plăcere să vă uitați la filmările astea, iată, din 70, din 80? Ce gânduri vă trec prin minte în momentele astea? Mă gândesc că aș fi putut să joc mai bine fiecare secvență, că, nu știu, privesc acum la mine ca la o, cum să spun, o parte din mine, ca și cum sunt detașat. E ciudat sentimentul. O să o întreb același lucru și pe Maia, pentru că este la telefon acum. Bună seara! Bună seara, bine vă găsesc. Mulțumim că ai acceptat să vorbești cu noi în emisiune. Toată dragostea. Pentru că eu dau telefoane de vreo 3 săptămâni cu gândul să vii la confesiuni și nu reușesc. Am scris și un SMS la un moment dat. Știu, sunt în prag de premieră și am cursuri. Cu drag te așteptăm. Și domnul profesor știe asta și mai sunt și momente și mai pline de tensiune și momente când studenții așteaptă, mai ales bobocei studenții din anul întâi. Domnul profesor, domnul decan, vă salut, vă îmbrățișez, vă spun o seară bună. Dar e emoționant și e drag și plin de nostalgie această întâlnire. Am difuzat câteva secvențe din Maria și Marea și am vrut să te întrebăm cu ce gânduri ești acum vis-a-vis de acel film aproape de debut. Știți ce se întâmplă, dragii mei? Acest film îl urmăresc și tot urmăresc și îl urmăresc acum alături de fetițele mele dragi. Și cel mai important mi se pare să mă uit la reacția lor. E un film pentru ele din altă lume,
dacă ar fi să judec, să mă judece fiul meu Tudor, care așa și cu umor și cu duioșie mă citează între ghilimele, la Osaka, în Japonia, și ne prăpădim de râs amândoi, ca și cum la Osaka ar fi putut să fie în altă parte decât Japonia. Da, ia ca așa. Alo? Da, t-auzim. Aud, că tehnica ne mai face câteodată figuri, dar urmăresc acest film, vă spun, împreună cu fetițele mele și mă uit, una din fetițele mele în pragul adolescenței, așa, și una dintre fetiței, fetiță încă, și mă uit la ele cu cât interes, cu cât drag privesc acest film, câteodată mie îmi pun întrebarea, oare nu e depășit? Îmi pun întrebarea la modul cel mai sincer și la ce se poartă azi și la felul în care cinematograful evoluează și bine se evolueze și ce se întâmplă și cum se întâmplă și care este tematica și problematica și care este sfera de interes a tinerilor și nu numai astăzi, e bine, cu teamă le urmăresc și le urmăresc de fiecare dată pentru că acest timp se dă și se tot dă. Exact despre asta a vorbit și domnul Eusebiu Ștefănescu, da. Că îl vede și îl revede tot așa în amuzamentul colegilor. O amintire de la filmare? Înseamnă că acest film trezește interesul, pentru că nici o televiziune, ca să zic așa, interesată de audiență, și ăsta este adevărul, știu dacă e rău sau bine asta, sau vom vorbi noi altă dată. Când vii la confesiuni. Da. Nu ar reprograma și reprograma un film dacă n-ar însemna, dacă n-ar fi dorit, cerut, dacă n-ar însemna că este vizionat în o formă sau alta. Mulțumim că din timpul tău ți-ai rupt câteva minute să vorbești cu noi la telefon. Tot dragul, te așteptăm în luna decembrie, de ce nu la confesiuni. Bineînțeles. Mulțumim mult de tot. Domnul Seti, vă îmbrățișez, vă sărut. Vreau să vă spun că o să vă pregătim surprize extrem de, cred eu, emoționante, interesante. Cu copii. În ceea ce privește examenele, avem studenți absolut minunați și este înduioșător, este copleșitor, un sentiment copleșitor să vezi atâția tineri care își doresc în continuare să îmbrățișeze această artă. Vom vorbi în minutele următoare chiar despre asta cu profesorul Eusebiu Ștefănescu. Mulțumim bine, mult și numai bine. Că profesorul Eusebiu Ștefănescu a fost cel care a insistat și cu multă inteligență și cu persoasiune și cu farmec și cu umor să mă alătur corpului didactic, corpului profesoral al Universității Hiperion. Mulțumesc! Mulțumim. Din suflet că am reușit să te conving. Mulțumim mult! Dar cum este profesor? Mulțumim, și să știi că Maia, doamna Maia, este atât de contaminată de acest sentiment într-adevăr deosebit. Și dacă îl faci cu pasiune și îl face cu pasiune, atunci simți cum poți să modelezi în personalitatea unui copil, pentru că el vine cu talent. Dar așa cum spunea un prieten de-al meu, poetul Gheorghe Pituț, odată mi-a spus la scriitori, la o masă, drag Eusebiu, o să spun un catren să-l ții minte toată viața. Sunt mai talentat ca mine. Altceva nu am nimic decât pielea pe buric și mereu de atâta bine. Eu am crezut că ăsta e un paradox, pur și simplu sunt mai talentat ca mine, mi-am dat seama că de fapt e un adevăr camuflat într-un paradox, pentru că orice om este mai talentat decât poate să exprime. Și atunci îți trebuie școală ca să câștigi mișloacele prin care să-ți exprimi cât mai deplin talentul. Cine vă putea descrie ca și profesor mai bine decât un student care vine acum la Mulțumesc? Bună seara, Ion Marinescu Țurlă este student la actorie la clasa lui Eusebiu Ștefănescu. Bună ziua și bine ai venit. Bine. Și a venit domnule profesor ca să vă mulțumească. Mi-ai făcut o surpriză. Restul spune el de ce vă mulțumește. Și acum înțeleg de ce n-ai venit azi la repetiție. Pentru că te-ai pregătit pentru întâlnirea asta.
Da, e normal să... Pentru surpriza asta, ca să o numim așa. Să-mi iau întâi bătăița morală, pentru că n-am vă fost bate azi. Des, vă bate des, domn profesor? Cu vorba, dar cu o vorbă dulce care ne încurajează. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru că, în ciuda faptului că mulți mi-au spus, surlă, te-ai dus prea târziu la facultatea de actorie, dumneavoastră ați fost singurul care mi-a spus, ai venit la timp. Dar ce ai învățat în primul rând de la domnul profesor? De la domnul profesor am învățat că sinceritatea este lucrul cel mai important. Am învățat că trebuie să fim mai buni, să ne iubim mai mult, să avem încredere în oameni. Îi mulțumesc domnului profesor pentru că prin ochii domniei sale mă gândesc că văd ochii lui Nichita Stănescu și a atâtor altor personalități cu care dumnealui s-a întâlnit. Vă mulțumesc pentru că de multe ori vă sacrificați din energia dumneavoastră pentru a ne-o da nouă. Vă mulțumesc pentru că astăzi am ocazia să-mi prezint două melodii de pe primul meu disc, primul meu album de muzică, Suflete, Suflete. Asta este surpriză mare pe care a ținut ca studentul să o ofere profesorului. Trebuie să-i dați o notă în direct astăzi după ce va cânta. Îți mulțumesc. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru multe. Pentru faptul că ne spuneți povești atât de frumoase și poezii ca nimeni altcineva. Și pentru că mâine, datorită dumneavoastră, vom merge la Cercul Militar al Armatei și vom prezenta un vodevil drăguț și sprintenel, scris de boierul Alexandrii, Piatra în Casă, de la ora 17. Și vă mulțumesc că tot datorită dumneavoastră pot să mă duc și de la ora 19 la Sala Radio, unde are loc un concert de muzică veche susținut de formația Anton Pan. Am să te invit imediat să cânți. La pian va lua locul acum Radu Grațian. Nu înainte de a ruga pe Eusebiu Ștefănescu, gândul meu este de la începutul emisiunii la Nichita Stănescu, pentru că l-a evocat de foarte multe ori, să ne recite ceva din Nichita Stănescu. M-am gândit și la Mihai Eminescu, pentru că știu că recitați foarte bine și da, Mihai Eminescu. Da, și să știți că am făcut un spectacol întreg, punând alături, ca într-o oglindă, viziunile sentimentelor. E vorba chiar de acești doi poeți imenși, primul care este și părintele și copilul limbii române, că din limba română s-a născut ca să devină părintele limbii române, Mihai Eminescu, și celălalt este Nichita Stănescu. Se întâlnesc formidabil de înalt în viziunile lor sentimentale. Din ce doriți să ne recitați? Păi, din Epica Magna aș lua strigătul de ferire a lui Nichita. O să vedeți de ce, pentru că el, prin 1977, cu 5 ani înainte să moară, probabil, a murit în 83, pe 31 martie, a prevăzut parcă, a avut premoniția lucrurilor care ni se vor întâmpla, chiar și intrarea în Europa. Și a făcut un poem testamentar. Haideți să auzim un pasaj. Domnia sa ne-a întors ca pe un ceas. Ne-a reglat să fim lucizi în timpul zilei și somn lăbărțat și fără vâsle ne-a dat pe sub lună noaptea. De ce am împinge prin alcool visul de noapte sub miezul zilei? De ce am mutat cu norii umbra pe care, alergând, copilul și-a lăsat-o acasă? Haideți, vă rog și vă implor, la dezlegarea țărmului de lucruri, la valea triștilor ficați de păsări, de la ospăți când stați, ah, vă implor, acum, când numai o secundă, lucioasă ca un principat german, ne mai desparte de Mediterana albastră a lui Odiseu, ah, vă implor, să nu-i lăsăm pe tineri și pe adolescenți, ah, vă implor, spuneți-le greșeala morții noastre pe foarte viguroasa de greșeala lor. Să nu-i lăsăm pe ei, pe mult copiii care din trupul nostru s-au născut ca un ecou să ne repete viața. Sunt noi erori ce nu au fost făcute. Sunt crime împotriva razei ce n-au fost. Noi, mă, nu are sens, nu are semn, nici datină nu are să învețe trupul nostru pe de rost. Ah, vă implor, vă rog acum, când suntem înțelepți, când suntem apți de a desface adevărul de minciuna unului, doi, treiului, cinci, ca niște frați, vă rog și vă implor, hai să le spunem. Greșeala noastră am trăit-o noi. Voi, dragilor,
trăiți-vă pe a voastră. Un infinit există de greșeale noi. Haideți acum, când murim cu moartea, îmbrățișați în prea curvie, haideți, vă rog, să-i lăsăm să fie pe noștri tineri mai curați. Să nu mai facă ei greșeala noastră, nici crima împotriva calului și a stelei, și nici scuipatul împotriva mării mare, și nici grăunțe să nu pună în chimere. Loc liber este pentru alte noi greșeli și plânsuri mult sărate. Hai să-i lăsăm pe tineri noi, de plin curați și în sănătate. Mulțumim și continuăm cu vers, pentru că Miron Radu Paraschivescu a scris versurile. Te invităm să cânți această piesă. Vă spuneam, Ion Marinescu Țurlăș la chitară și la pian, Radu Grațian. De când pe lume m-am născut, aceeași soartă am avut. Când să mă nasc la 9 luni, eu m-am născut la 10 luni. Și întotdeauna, Doamne Sfinte, mi-a luat-o altul înainte. Și întotdeauna, Doamne Sfinte, mi-a luat-o altul înainte. Când m-am făcut și eu de școală, vroiam să fac mare scofală. Învățam pe rupte acasă, vroiam să ies primul din clasă. Dar întotdeauna, Doamne Sfinte, mi-a luat-o altul înainte. Dar întotdeauna, Doamne Sfinte, mi-a luat-o altul înainte. Treceam odată pe trotuar, fără un ban în buzunar, când la un colț de prăvălie sări o hârtie de 1000. Mama a plecat ca scos din minte, mi-a luat-o altul înainte. Mama a plecat ca scos din minte, mi-a luat-o altul înainte. Când m-am făcut și eu mai mare, am și gândit la însurătoare. Aveam dorința arzătoare să-mi iau nevastă, fată mare. Dar noaptea nunții, Doamne Sfinte, mi-o luaser alții înainte. Dar noaptea nunții, Doamne Sfinte, mi-o luaser alții înainte. Ce bine ar fi dacă ar fi să fie așa cu noi muri. Și când o fi să mor prea sfinte, să-mi o ia alții înainte. Și când o fi să mor prea sfinte, să-mi o ia alții înainte. Și sper să mai avem timp până la sfârșitul emisiunii să-l mai ascultăm o dată. Nu știu unde a stat băiatul ăsta cu vocea asta până acum. Ce notă îi dați? Păi, i-am dat-o de mult și în legătură cu vocea și cu talentul, pentru că e în ultimul an, acum el vorbea de vodevilul lui Alexandri, Piatra în casă, care se bazează pe el și cântecul lui. Pentru vocea lui, toți sunt muzicali în clasa asta, absolut toți, dar el e cel care îi coordonează. Ați văzut că Eusebiu Ștefănescu a întâlnit de-a lungul vieții sale foarte multe personalități. Să vedem la cine s-a oprit pentru evocare. Remember.
Vom vedea din arhiva televiziunii imagini cu un actor care a militat pentru simplitate și sinceritate permanent și, deși a interpretat multe roluri în comedie, s-a considerat mereu un tragedian și au plăcut dramele, mai ales cele de mare profunzime psihologică. Ștefan Mihăilescu Brăila la confesiuni. Bine, Grigore? Bine, prinde mereu pește. Abia acum îmi dau seama ce hal de egoism poți să vii. Tovarășe șef, dar ce sunt eu de vină? Vă rog, treceți dumneavoastră în locul meu. Lasă-mă de pace! Vă rog. Ți-a spus, nu mă interesează peștele pe mine. Eu fac treaba asta, pescuitul ăsta, ca un sport în zile, ca o deconectare. Păi, ba... Gura! Adio, zgomote, trăiască liniștea. Asta ține amintic. Îmi duc la vecinului. Dar bate de parcă ar fi altă drăgie. Și tu, Alicule, bate că e pendulă, dar e o raritate. Din secolul al 8... Uite că a trecut. Din secolul al 18. Ia uite la ea. Află că la banii mei sunt de 100 de ori mai gentleman decât oricât sau orice Schneilite, Suffolk sau Jones. Ăștia la care ți se pare ție că sunt niște sfinți. Putem să vă oferim borș cu smântână, tocăniță cu ardei verde, grătar, orice doriți, și clătite cu dulceață, care se face la comandă. Da. Bun, atunci fă curat pe masă. Hai. Și adune întâi două suiculițe cu ceva împrejur, da. Și un chel de vin. Cu apă minerală? Ce apă minerală vezi? Sifon. Avem și pelin. Da. Bun, dă-ne atunci cu apă minerală un chil de pelin cu sifon. Aha. Repede și vor mai bine să iei comanda. Haide. Molaru. Molanu, da. E negru? E alb superior. A fost alb. Acum trebuie scos. Păi nu vedeți, l-am scos. Gata. Ce mai e? Mai am o carie la măsura din stânga. Nu, frate, ce mai e în coș? Mai am. Fii foarte atent, mi-a dat și ce înseamnă o carie. Vai de mine, cum să nu știu? Mi-a spus Tanasie. Care-i Tanasie? Dar n-a zis prea la care i-ați spus o plombă și ați extras moțata aia dolofană cu gâtul golaș. Dar el a avut o situație foarte grea. A mea e și mai grea, domnul. Adică eu am o situație grea de vreo 2,5 kg. Da, uite, m-am întors de curând dintr-un turneu prin Europa pe care l-am făcut cu filmele comedii, bineînțeles, cinematografice, ale lui Geo Saizescu. Ei bine, trebuie să vă spun că comunitățile românești cu care ne-am întâlnit acolo au fost în extaz când se întâlneau cu, în primul rând, pot să spun că în primul rând cu Mihăilescu Brăila, pentru că era foarte cultivat de-a lungul carierii lui cinematografice de Geo Saizescu, care este, aș putea spune, un fel de rege al comediei, în sensul că știe să facă și o distribuție, știe să și inventeze umorul. Am avut onoarea să vină, da? La confesiuni, da. Și am vorbit și, cu domnia Ei bine, de Mihăilescu Brăila mă leagă o amintire, aproape că din când în când îl văd, nu pot să zic că îl visez, dar dacă închid ochii, îl văd așezat la trecerea spre Piața Anzei, după ce am stat o noapte la restaurantul Coș. Cum am ajuns acolo? Am ajuns ca invitat personal al maestrului Ștefan Mihăilescu Brăila, după o filmare cu Alexandru Tocilescu la Televiziunea Română. Făcea un bacalbașa. Deci moștea că juca Mihăilescu Brăila. Noi eram câțiva actori tineri pe atunci și care, așa cum vă spuneam de George Constantin, am trăit și atunci acest sentiment că deveneam spectatori la această debordantă invenție comică pe care, care se desfășura sub ochii noștri. Când Tocilescu i-a spus domnul Brăila, uite, recuzita e foarte săracă, am aici un catastif, o călimară cu o pană. Asta a făcut scenograful, că, na, a făcut economii. Descurcă-te.
I-a spus, ne-a dat tuturor indicațiile cum să facem relația și a spus motor. Mielescu Brăila s-a declanșat dintr-o dată, a luat pana, a băgat-o în călimare, dar în loc să scrie ceva în catastif, a început să facă minuni cu acea pană. Adică, o făcea când baghetă cu care dirija, când, ce să vă spun, o săgeată pe care ar fi vrut să o arunce, când o făcea pur și simplu floare la ureche. Dar toate astea în timp ce spunea replicile și toate izvorau din el așa ca o minune. N-am mai văzut niciodată o demonstrație de spontaneitate perfectă. S-a terminat, noi am aplaudat și am început să spunem povești. Eu spuneam povești, eram actorul de culise. Și spuneam povești. El era în extaz la poveștile mele. Tocilescu zice, domnilor, hai să fim siguri că, nu știu, să n-aibă pelicula ceva, mai facem una, mai facem o dublă. Dar acum ai stricat pana aia. Ce, nu-i nimic. Bine. Imediat, bineînțeles că pana era deja ruptă, nu putea să o mai folosească și atunci, cu un firesc extraordinar, a început să rupă foi din catastiful pe care l-avea pe masă și a început să construiască, în timp ce vorbea, în timp ce spunea replica, în timp ce ne dădea ordine. Făcea când un vaporaj, când un avion pe care l-arunca. Dom'le, era ceva în care l-arunca spre aparat. Eram înnebuniți. Dar el de-abia aștepta să-și termine rolul ca să-i mai spun eu o poveste. Și după ce i-a mai spus povestea, a terminat filmarea, zice, Puștule, vreau, zice, să te invit la coș. Știi de ce? Pentru că, dom'le, mă mai odihnesc și eu. Dacă tu știi povești așa de frumoase, mă mai odihnesc, că altfel eu trebuie să țin acolo, nu? Hai să mergem la coș. Eu când mă demacheam aici la machiaj la dumneavoastră, eram foarte surprins de invitație. În același timp ăștia trăgeau toți colegii de mine să mergem la cina. Și eu le spun, nu, că am fost invitat de maestru la coș. Cum se poate? Nu invită niciodată pe nimeni. Dom'le, m-a invitat. Dar bine, atunci fii atent. Trebuie neapărat să ai la tine bani. Pentru că cel mult o să plătiți nemțește. Zic, tocmai dădusem banii la bufetul de aici, care era pe atunci foarte bine asortat, și aveam în geanta mea de costum, aveam foarte multe produse. Am plecat spre casă, eu stăteam la sala palatului atunci, și în fața coșului zic, eu mă duc 10 minute să-mi las și eu geanta asta, eu aveam de gând să-mi iau un stoc de avarie, da. Și zice, nu, că aici am eu relații, punem toate produsele la frigider, aici la frigiderul restaurantului. Și ne-am așezat la o masă, el a început să-și fluture nasul așa prin cârciumă și să se uite atent în jur. Zice, deodată mă întreabă, comandă o frapieră cu vin și zice, mănânci ceva? Nu. Nu, tot ele. Răspunsul era asumat în întrebare. Și zice, am băut doar un pahar de șpriț când apar să umple frapiera, înfloresc un buchet de sticle în frapiere. Zice, de unde? Cine a atentat la luciditatea noastră? Și a venit un tip timid, care era atât de încântat că îl vede în carne și oase pe Mirescu Brăila. Dom'le, a început o masă pantagruelică, că ăsta era reprezentantul artei culinare pe județul Sibiu. Practic făcea cinste. Da, făcea cinste. Îmi spune atunci, bineînțeles că m-am dat și eu în petec acolo cât am putut, dar îmi spune la urmă, vezi, să știu, eu știu că tu meriți să ai această lecție. Am vrut să-ți dau o lecție cum se duce, vezi, popularitatea asta e greu de dus. Te costă și timp și... Și era în clipa aia, începuseră să apară niște nori, dar foarte încărcați așa, ca niște... erau luminați de lună, era o lună plină și el s-a agățat de stâlpul de la Piața Amzei, de unde vă spun, față la casata veche, și începe să-mi spună despre extraterestri. Dar Dumnezeu știa niște lucruri și zicea, știi că eu comunic. Și mi-a adus aminte de Aureliu Manea, care îmi spunea la rândul lui că el cu marțienii are...
de Ceabi Zaharia, altul care spunea că el face copacii să cânte și că stejarii sunt mai reflectari. Dom'le, mi-au venit toți în minte toate minunile astea, dar el era atât de posedat de impresia că el știe niște lucruri din altă lume pe care noi ceilalți nu cunoaștem. Și într-adevăr știa când au apărut primele semne ale extratereștrilor, unde, niște lucruri senzaționale. Și eu am spus, hai să mergem mai departe, nu, lasă-mă singur. Simt nevoia acum să stau cu viziunile mele cu extratereștrii și l-am lăsat acolo. E bine. Frumoase amintiri. Da, sunt toate astea în sunt această aici, carte, aici bănuiesc. Carte, da. Arhivarul clipei, o carte scrisă de Eusebiu Ștefănescu. Rămânem. Dar o să apară o carte scrisă aceasta de Rodica Mandache. O să apară o carte acum, sunt, în care intră și povestirea mea. Despre, și e dedicată toată cartea lui Ștefan Mihelescu Brăila. Despre acea carte vom vorbi cu siguranță la confesiuni, da, cu Rodica, Mandache. Acum, pentru că timpul nostru se apropie de sfârșit, am să-l invit pe, din nou pe student. Uitați, a ocupat deja locul și a luat chitara. Bravo. Și în continuare tot muzica lui frumoasă. Mulțumim pentru această atmosferă deosebită care o faci la noi în emisiune. Doar de tine mi-a fost frică, că nu te-i vedea aprinsă. Cum ședeai ca o lalea, ca o lacrimă și-o stea, în geam la iubita mea. Când ardeai din depărtare, lampă vie, lampă floare, vestea-i limpede și dreaptă, că mândruța mă așteaptă. Doar tu străluceai pe lume și prin bezna de cărbune, te păzeai dragostea noastră, lampă cu flacăre albastră. Mulțumim și dumneavoastră pentru prezență. Vă ofer cu drag o amintire de la noi
Ion Puican, regizorul emisiunii noastre, semnează această grafică cu numele dumneavoastră acolo, Eusebiu Ștefănescu, dar la camera 3 am să vă rog să... Îi mulțumesc autorului, vă mulțumesc tuturor. Sper că v-ați simțit bine cu dumneavoastră. O nouă întâlnire mâine cu Mirabela Daur și Raul și un moment special Mădălina Manole. Și apropo de muzica folk, o întâlnire cu Mircea Vintilă joi. Până atunci, numai bine! Este important să arăt bine. Și se pare că există câte o cremă pentru aproape fiecare problemă îmbătrânirii pielii. Dar am găsit o cremă care mi oferă